Salut, eu sunt Cristi și precum deja ați văzut în titlu, astăzi o să vorbim despre o metodă prin care poți să faci rost de râpă gratis. Pe lângă asta, o să vă arăt un secret prin care puteți să faceți chestia asta de două ori mai rapid. Înainte să trecem la video, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru că mă ajută enorm de mult. Deci nu o să vorbim despre site-uri pe care trebuie să completezi tot felul de chestionare sau despre generatoare de râpă care niciodată nu merg. Metoda asta chiar merge pentru mult mai multe lucruri decât râpă, cum ar fi jocuri pe Steam sau chiar bani reali. Deci, tot ce trebuie să facem este să mergem pe salad.io, o să las un link în descriere și o să-l pun și pe ecran, și să downloadăm aplicația. Salad.io este un program ce permite userilor să folosească placa video sau și procesorul pentru a mina cripto. Aplicația are 4 stele și jumătate pe Trustpilot, așa că nu trebuie să vă faceți griji că ar fi un scam sau că nu plătește. Deci cam cât puteți voi să faceți pe salad.io pe zi? Asta depinde foarte mult de ce componente are PC-ul vostru, cât stați pe aplicație într-o zi și prețul monezii în ziua respectivă. Pentru că, după cum am văzut și cu Bitcoin-ul în anii precedenți, cripto sunt destul de volatile și prețul urcă și scade extrem de mult. Totuși, foarte mulți user fac între 15 și dolari pe zi, ceea ce zic că este extrem de bine, ținând cont că nu fac nimic. Ok, Cristi, dar minatul nu-mi dăunează calculatorului? Nu-mi strică PC-ul? Răspunsul este da și nu. Vezi tu, procesorul, exact ca și un om, are o viață. Și când viața aia se scurge, moare. Exact ca un om. Da, minatul dăunează procesorului, dar nu mai mult decât gamingul în general. Că minezi sau că te joci Assassin's Creed, este exact același lucru, nu e nicio diferență. Atâta timp cât ai un sistem de răcire decent, nu vei avea nicio problemă cu minatul. Oamenii tind să exagereze când vorbesc despre ceva necunoscut lor. Ok, hai să trecem la aplicație. O să folosesc un cont nou pentru a vă arăta mult mai ușor cum să-l setați. Deci aici avem magazinul, de pe care puteți să vă cumpărați premii atunci când faceți destui bănuți. După cum vedeți, sunt premii de la câțiva cenți și am văzut și premii de mii de dolari, cum ar fi direct componente de calculator. De exemplu, am văzut pe Discord-ul lor foarte mulți care și-au cumpărat componente de calculator din banii pe care i-au făcut pentru a face și mai mult, ceea ce e o chestie destul de șmecheră. Deci să trecem la oile noastre. Dacă vrem să le luăm skin-uri sau râpă, pur și simplu căutăm League of Legends și avem aici la 6 dolari și 19 cenți și la 17 dolari. Ei adaugă și scot oferte în funcție de ce au un stoc. Ok, acum că am vorbit despre magazin și despre program în sine, hai să vă explic cum se minează. Nu o să pot să fac chestia asta pentru că mi-oprește video și nu o să pot să vă arăt. Dar este foarte simplu și o să vă explic. Dacă apăsăm start, o să ne bage în faza de prepping. Prima oră, ci că poate să dureze undeva până la jumătate de oră, dar mi-a luat undeva între 5 și 10 minute, deci nu ar trebui să vă ia nici vouă mult. După faza de prepping, faza în care vă pregătește calculatorul pentru minat, o să vă bage în faza de chopping, în care pur și simplu începem să minăm, iar la fiecare 15 minute ne updatează balanța și ne adaugă bănuții pe care am făcut în cei 15 minute. Ok, acum să vă arăt secretul despre care vorbeam și cum puteți să faceți de două ori mai mult. Dacă mergem la Earn și mergem la Referrals, puteți să folosiți codul meu de referali aici, iar folosind codul meu de referal puteți să primiți de două ori mai mult până ajungeți la suma de 4 dolari. Nu este exagerat de mult, dar atât timp cât sunt bani gratis, de ce să nu-i luăm? Este recomandat să folosiți programul când sunteți AFK, pentru că folosindu-l împreună cu alte programe sau jocuri, vă va crea lag și nici nu veți primi la fel de mulți bănuți. Nu vreau să lungesc foarte mult video pentru că nu are sens. Este destul de user-friendly și nu necesită foarte mult skill să-l folosiți, așa că nu cred că are sens să lungim, nici vouă nu v-ar plăcea. Nu uitați să lăsați în comentarii dacă ați folosit și voi programul, câți bani ați făcut, ce skin-uri v-ați luat. Nu uitați să lăsați like și să vă abonați. Eu am fost Cristi, vă salut și ne auzim data viitoare. Salut!